Lorenzana marchează, Juan Garcia Lorenzana este cel mai important marcator din istoria clubului. În această partidă, numărul 19, Frank Gonzalez, este pe interstânga. Într-adevăr, Barcelona are apărare super puternică. Oh, din nou, Manu Fiermenir, de această dată a fost venit în Liga Asobal și așa mai departe. Continuă atacul lui Octavio, aruncă. Săptămâna trecută, da, aici vedem o altă pereche de frați. Sunt câteva perechi foarte bune, două de goluri și în această seară. Cred că aici, în Astra Vesas din Vigo, e greu să se întâmple lucrul acesta. În sfârșit, mingea ajunge în extrema dreaptă. Vine aruncarea ta pentru Fran Gonzalez. Trebuie să fie gol. Oh, ce paradă! Senzațională! Pedezul, Sarici... Antrenament l-am văzut. Da. Hai să vedem aruncarea lui Fran Gonzalez, apără din nou senzațional. A treia consecutivă aruncare într-un interval de 30 de secunde, un minut. Două au fost din acțiune, una de western. E un pic de western, după cum arată Academia Octavio. Da, dar uite, vezi, pe bună dreptate, puștiu de 19 ani, a greșit destule pase, a excelent venit extrema Edu Molet. În contraatac aici minge pierdută de Barcelona. A, ratat încă o dată! Echipa lui n-a mai marcat de minute bune. A, uite, chiar. În ultimele 11 minute, două goluri. Ia să vedem, acum în sfârșit minge ajunge pe extrem. Barcelona se descurcă, rulează lotul, pentru că spuneam, sâmbătă are meci la Sarajevo cu Bosnia, în grupele Ligii Campionilor. Oricum are 18 jucători de câmp foarte buni, plus 3 porți. A închis poarta, chiar n-are ce căuta Daniel Saric în momentul ăsta. Raul Nantes Campos, aruncare de la distanță, bară-bară aici. De 22 de ani, întrebuturile celor de la Academia Octavio. Încearcă mai multe modificări Edu Dominguez, antrenorul lor. Hai să vedem, nici de dat Octavio și acum șansă de 4 goluri la rând pentru gazde. No! Acolo e Sioștrand. Acolo e Sioștrand în fața lui Serilio Sedano. Senzațională primă repriză a făcut Sedezul în poarta Barcelonei. Centru fie slovacul Polakovic, acum o aruncare tare, însă mondiali, de fapt 3 campioni mondiali au mai rămas în lotul Barcelonei. Campion mondial în 2005 cu selecționata iberică, Albert Rocas. Și nu era în lot atunci. Nu era. În 2009 a apărut la mondialul din Croația. Excelentă pasă! Oh, ce rat! Se încearcă multe schimbări de direcție, multe schimbări de poziționare. Octavio este că Da Silva Iglesias e ținut om la om de Iernemir. Găsesc o soluție, chiar dacă linia de 9 metri are dificultăți în a arunca spre poartă. Apără Sjöström, fab! Și a rămas în primii 5, sunt convins. Aolo, câte nume au! Apără! Apără Sjöström! Și iată contraatacul lui Thomas! Thomas a venit pe contraatac. Iglesias mai departe, frumoasă succesiva. Apără Sjöström! Nu știu cum să mai arunce. Da, pe unde să mai arunce? I-a blocat psihic pe lui Octavio, Polakovic, acum să vedem pasa aceasta sărită, excelent. Noi am mai vorbit în urmă cu o săptămână și jumătate la Super... Acum, da. Aruncare apărată din nou de Sioști. Iglesias, un șut puternic aici pe centru al lui Raul Campos. O să Sorendo se apără. Cu Sorendo, cu Didier Dinar. Apără Sjöström. A apucat brazilianul ca la FC Barcelona, diferența de 12 goluri continuă de foarte multă vreme. A trecut o schimbare de locuri acolo, Da Silva până la finalul meciului. Da Silva încearcă o aruncă. Să uităm, anul trecut Barcelona a cucerit titlul, acum Polakovic, un braț lăsat simplu de Sjöström. Uitat așa prin aia, s-a remer campionatul, ceea ce n-ar fi rău, evident. Să uităm, anul trecut Barcelona a cucerit titlul, acum Polakovic, un braț lăsat simplu de Sjöström. Uitat așa prin aer. Da, și Polakovic trimite direct acolo. Pasa a fost senzațională peste toată apărarea Barcelonei. No, Octavio a ratat cât pentru 3 etape de campionat, asta e clar. A ratat Octavio, a apărat Sjöström. Barcelona n-a slăbit, n-a scăzut ritmul de joc, asta e foarte important.